Bună regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Bucovina Retrospectiv. Alături de mine se află invitatul permanent al emisiunii, domnul Tiber Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava. Bun revenit, Tibi! Bine, găsit, Vali, pe tine și pe telespectatorii Bucovina TV. În ultimele 2-3 săptămâni ai avut foarte multă treabă cu pregătirea unui eveniment. Da, nu ne-am văzut din mult. Da, cu pregătirea unui eveniment, aș spune eu, de referință pentru comunitatea noastră. Și se pare că aici vrei să-l ții, mă refer la eveniment, în comunitatea noastră, în județul nostru, cu siguranță că dacă ți-ai dori să fie un eveniment de referință pentru regiune, ai putea să o faci. E vorba de gala Top 10 Suceveni, ediția 7-a, și înainte de a-ți da cuvântul, aș dori să îl citesc pe preotul Gabriel Herea, laureat al ediției cu numărul 3, în 2014 al galei Top 10 Suceveni. Și de aici, ca să înțeleagă telespectatorii că nu am folosit gratuit cuvinte destul de mari pentru a puncta acest eveniment. Preotul Gabriel Herea: această gală este un proiect de construcție socială și mă bucur să fac și o parte, să fiu o piesă în acest proiect al construcției sociale a comunității noastre. M-au mișcat aceste cuvinte, am găsit în revista pe care o editați la fiecare eveniment, dedicată ediției trecute, da? În principal. Revista pe care o tipărim la fiecare eveniment, da. Da? Ca să nu înțeleagă... Și care este dedicată în principal, da? Nu, în fiecare an, pentru cei care primesc o revistă în care sunt prezentați laureații ediției precedente și sunt prezentați în ordinea în care apar, în care sunt difuzate filmele, laureații ediției din anul în curs. Despre pregătirea acestui eveniment, despre ecouri, pe rând, încet. Începem emisiunea atipic, nu-i de obicei. Da, ai spus prima dată de eveniment regional. Nu mi-am propus și nici nu cred că să ne propunem vreodată să facem un eveniment regional. Noi suntem aici în județul Suceava sau hai, Bucovina extinsă. Da. Deci în județul Suceava, de asta e și gala Top 10 Suceveni. Nu vreau să ne întindem mai mult pentru că ai zis de pregătire, o să vorbești de pregătire, ce înseamnă acest eveniment. E o manifestare pe care o facem din suflet, în care colegii mei sunt extrem de implicați. Și când spun asta, nu mă refer doar la munca intensă și nu e enormă, dar multă, munca foarte multă pe care o depun pentru această gală, dar mă refer și la emoțiile și la trăirile care le au partea afectivă. Îmi spuneam, colegii mei sunt foarte implicați și în primii ediții ale galei, primii 2-3 ani, eram întrebați mereu, vouă cât vă iese după gală? Da, este și spuneam, nu, în ultimele ediții, probabil s-au obișnuit cei care ne întrebau. Și spuneam, de fiecare dată nu iese nimic. Da? Bun, și atunci de ce o faceți? Că vrem, că ne place, da? Că simțim o bucurie. Da? Din fericire, la ultimele ediții n-am mai fost întrebați, poate s-au obișnuit și, repet, cei care ne întrebau. Că... Și cei care au interacționat cu voi. Da? Și poate de asta, nu știu, ne-a arătat și nouă Dumnezeu atât încât faci ceva din suflet și faci fără să urmărești nici cel mai mic câștig material, pentru că asta este, și o spun cu mâna pe inimă, atunci, evident că repeți ajută Dumnezeu și ies lucrurile așa cum trebuie. Acum, de asta niciodată nu o să devină, adică în viață niciodată nu spun niciodată. Dar nu ne-am propus să devină un eveniment regional, pentru că o să înțeleagă oamenii când o să vorbesc despre munca înainte de gală, dar uite, era, spre exemplu, făcea revista Timp, Oamenii Timpului, a început un eveniment, da, atunci l-a făcut prima dată pe județul Iași, a fost foarte bun. Când s-au extins? Și după aceea a început să extindă, dar după aceea a început să extindă, deja când te extins, nu mai poți controla. Acolo s-a apelat la multe ori, s-a apelat la instituțiile publice, primării, consilii județene pentru finanțare, legal, să depunea proiect. Da.
Noi n-am apelat și nici nu să apelăm la un ban public, totul se face din bani privați, din invitațiile care, pentru fiecare invitație, oamenii le cumpără sau, mă rog, donează o sumă, deci totul, absolut totul, se face numai și numai din bani privați, nici măcar un leu, 50 de bani din bani publici. Toți banii se adună din donații, da? Avem firme, cum trebuie să menționez, firma Steel Glass, fabrica de sticlă, care ne-a donat și anul trecut obiecte și anul acesta, obiecte care se vând. Spre exemplu, anul acesta ne-a donat o bomboneră, se vinde cu 44 de euro vândă în străinătate. Dar noi am vândut, într-adevăr, la un preț mai mic, pentru a fi accesibil oamenilor de acolo și a cumpăra cât mai multe. Bine, s-au epuizat toate. O oră jumătate, două, s-au epuizat toate obiectele și toți banii merg la componenta umanitară a Galei. Da? Bun, și acum hai să începem. Ce vrei să... Că eu am divagat, am... Ce vreau? Vreau să știu exact cum au decurs. Poate lumea crede că v-ați apucat în noiembrie. Poate, eu știu, în octombrie de aceasta. Se pare că munca va începe din... Bun, acum pentru ediția cum... 8, când? Ianuarie, februarie. Bun, munca pentru ediția 8... Am aflat, bine, într-adevăr, bănuiesc care este și efortul, cantitatea de muncă pentru a face un text, pentru a filma pe teren. Trebuie să știm, adică bănuiesc că telespectatorii noștri știu, nu poți pleca în 3 ore să filmezi și ai terminat. Sunt zile care câte 3-4 ore. Da, și poate o lună. Câte 3-4 zile pentru o filmare. Da. Să dau un exemplu. Am avut și filme, spre exemplu, când spunea că, uite, mergi în pădure să cauți sau deci procură lemne pentru sculat din pădure. Mergi în pădure să arăți cum umblă omul, să-și caute, aia da. Faci 5 secunde în film. Dar până mergi în pădure, până alegi un loc, până așa, pierzi 2-3 ore. Da. Da, asta e un exemplu. Acum, știi cum e munca la ediția 8-a? Munca la ediția 8-a, nu vreau să spun vorbe mari, a început de azi. Adică de ce de azi? Nu, vorbesc foarte serios. Aia nu înseamnă că ne-am apucat de treabă pentru ediția 8-a. Nu. Dar stând de vorbă azi dimineața în redacție, analizând, am văzut ce a fost bine, ce n-a fost bine, unde se mai putea lucra, pentru că tot timpul lucrurile sunt perfectibile. Și, repet, analizând colegii mei, am pus pe hârtie ce avem de îmbunătățit pentru anul viitor. Da? Așa. Acum, mergând mai departe, noi suntem conectați tot timpul anului la acest eveniment. De asta, spre exemplu, când apare un subiect care s-ar încadra în gală, un personaj care ar putea fi între cei 10 premiați, mereu colegii spun, uite, un personaj pentru gală. Avem deja un subiect un pentru candidat. Gală. Un candidat pentru gală. Da? S-a întâmplat, scuze-mă că te întrerup, s-a întâmplat ca, eu știu, o persoană să fie trecută, eu știu, printre primii candidați, dar până spre final, până aproape de finalizarea proiectului, acea persoană să nu-și găsească, eu știu, locul pe această listă. Pentru că, până la urma urmei, adică ați găsit, să zicem, avem 15 persoane. Am înțeles. Da, te rog. Încă înțeleg lucruri rapid. Da. Să știi că au fost anii trecuți vreo 2-3 cazuri. Bun, acum persoanele care le propunem prin vară pentru gala, adică deja dacă e propus, e clar că ăla nu poate să ia locul nimeni, adică e ceva care... Da? Da. Dar vă faceți o listă, să zicem, de azi așa cum știi cum, acum am niște repere. Când se termină Cupa Monitor la tenis prin septembrie, trebuie foarte serios, ne apucăm de gala. Adică ne apucăm efectiv de muncă. Bun, nu neapărat când se termină, dar în perioada aia suprapune, știi? Și de obicei facem o listă cu toți posibilii candidați. Da? Lista e mare. Da, lista e mare și de acolo selectăm. Deci, avem, spre exemplu, noi pentru anul viitor avem deja 2 sau 3 candidați de anul ăsta. Uh-huh. Da? Pentru că nu poți spune, spre exemplu, într-un an 3-4 profesori. Da? Adică îți dau un exemplu. Da. Da? Și de asta sunt care avem. La întâmplare am ales o categorie socială. Și atunci, bun, îi punem anul viitor sau așa. Da? Și ne întâlnim în septembrie, în septembrie analizăm, pe cursul mai multor zile, stabilim lista finală. Da? Bun, am avut, uite, anul ăsta în primii 10 era o persoană care corespundea foarte bine. A fost început primii filmări cu ea, nu prea vrea,
așa, na, renunțat. Nu pot să obligi omul, știi? Am înlocuit-o, aveam de unde, știi? Deci după aceea începe munca pe teren. Și acum, ca om de televiziune, știi bine ce înseamnă asta, faci un reportaj. Pornești la drum, ai un... De obicei, cele mai 90% din cazurile prezentate, așa, sunt și subiecte ale unor reportaje care le publicăm noi de-a lungul anilor în Monitorul Suceava. Și atunci, de obicei, cel care face reportajul face și cazul pentru gală. În momentul în care merge pe teren, fiecare schițează în minte, uite, cam așa aș vrea să fac film. Da? Reportajul e una, când vorbești cu el, faci un reportaj pe scurt. Când stai prima dată la loc o discuție, o oră, două, trei cu omul. Da? După ce stai și discuți, deja îți apar alte idei. Da? Până de la ideea care o ai în momentul adică în care... pleci cu un scenariu. Pleci cu un scenariu și până la scenariul final s-ar putea uneori nici nu mai seamănă cu primul scenariu. Nu mai am nimic din primul scenariu, știi? Da. Asta e, bun, din fericire, asta arată că ai de unde, ai cu ce ai informații și cu care să jonglezi și care să-ți permită să faci o treabă mai bună decât ceea ce ți-ai propus tu inițial. Vorbim de subiecte, 10 personalități, 10 subiecte. Colegii tăi se ocupă fiecare de un subiect sau poate avea două subiecte? Nu, poate avea și două, au fost și anul ăsta. Adrian Natal Palariu a avut două, Daniel Micuțariu mi-a făcut și retrospectivă așa, Florin Paiu a avut două subiecte, da? Da. Să nu, după aceea Cosmin, Dana, Radu, eu, da. 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 Deci că au fost, dar au fost trei, Florin Paiu, Adrian Natal Palariu și Daniela Micuțariu, care au avut două subiecte, da? Personalități, nu, aș vrea să corectez aici, nu personalități. Noi ne-am propus la începutul galei de la prima ediție, nu neapărat să facem în fața oamenilor personalități. Ceea ce se înțelege în spațiul public neapărat, politicieni, așa, academicieni, Corect. Care se manifestă. Da, ideea de la prima ediție a galei să facem în fața oamenilor persoane mai puțin cunoscute publicului larg. Da, dar oameni care, cum spunem, se dăruiesc pentru oameni, da? Oameni care sunt implicați în comunitate, da? Oameni care fac lucruri din suflet. Da? Apoi am extins, da? Pentru că e firesc să extins. Repet, tot ceea ce facem la un an la altul, nu mă gândesc eu că șeful acolo, bă, facem așa, nu. Stau cu colegii, discutăm, întotdeauna unde 10-12 minți gândesc mai bine decât una singură, da? Așa. Și am extins și la personalități. Personalități ale județului Suceava care reprezintă, au reprezentat și reprezintă ceva pentru județ. Și o să vorbim despre fiecare în parte și să luăm, mă rog, și o să vedem că sunt niște lucruri extrem de interesante. Și de asta, pe lângă persoanele, da? Bun, personalități, când zic ați păcătuit în ediția asta, păcătuit, spunem între ghilimele, cu doamna și ne înclinăm, mă închin, doamna Sofia Nicolaenca. Bun, care este o mare personalitate. Am mai avut iar o personalitate sau care ar trebui să fie o personalitate, dar nu ui, din diferite motive, Ștefan Rusu. Dar, repet, o să discutăm când o să ajungem. Da. Premiem, vrem să și la edițiile, și la edițiile precedente au fost, deci oameni care, nu premii de astea pentru întreaga carieră, dar așa pentru ce au făcut de-a lungul anilor pentru județul Suceava. Da? Bun, am avut elevi olimpici, profesori care au pregătit, care se dedică muncilor așa mai departe. Bun, am stabilit cum alegem, ne apucăm de muncă, facem gala, da? Da, bun. Luăm în prima pauză de publicitate, revenim imediat ca să aflăm și alte detalii din culisele pregătirii acestui mare eveniment, mă refer la Top Gala 10 Suceveni. Acum publicitate.